Play-off-ul eșalonului al patrulea a adus la nivelul județului nostru mai multe jocuri la masa verde decât în iarbă. După recolta, Stoicănești s-au mai retras din acest turneu, avântul Coteana și Petrolul Potcoava. Așa că în penultima etapă din campionatul județean nu s-a disputat nicio partidă. Astfel vor câștiga la masa verde echipele Vedița Colonești și liderul seriei AS Milcov. În ultima rundă a acestui sezon sunt programate să se întâlnească echipele Voința Băbiciu și Recolta Stoicănești, Petrolul Potcoava și avântul Coteana, dar și AS Milcov cu Vedița Colonești. Din istoria etapelor anterioare, probabil singurul meci care se va disputa este cel dintre Milcov și Vedița. Acesta va avea loc miercuri de la ora 18 pe stadionul Metalurgistul din Slatina, cu puțin înainte de finalul actualei ediții de campionat. AS Milcov ocupă prima poziție a clasamentului, cu număr de 84 de puncte, Petrolul Potcoava cu 63 de puncte și Vedița Colonești cu un total de 53 de puncte. Oricare ar fi rezultatul dintre AS Milcov și Vedița Colonești, clasamentul nu mai poate fi influențat în niciun fel. De altfel, AS Milcov este lider încă din primele etape ale sezonului și este campioana județului. Elevii lui Cătălin Ristea urmând să ne reprezinte la finalul acestei luni la barajul de promovare în Liga a 3-a.